În prezent, rata șomajului este de aproape 7%, fiind în scădere față de luna trecută. Aceasta este echivalentă unui număr de peste 9.000 de gorjeni care se află în căutarea unui loc de muncă. Avem înregistrați la ora actuală 9.440 de șomeri, din care 4.250 femei. Numărul șomerilor indemnizați 2.633, numărul șomerilor neindemnizați 6.807. Rata șomajului corespunzătoare acestui număr de șomeri este de 6,86%. Este o rata șomajului în scădere față de luna trecută. Atunci am avut înregistrat 10.559 de șomeri și o rata șomajului de 7,67%. Aproximativ 300 de locuri de muncă au fost vacante în această perioadă. Cele mai multe sunt destinate celor care știu o meserie. Avem pentru astăzi 292 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt pentru agenți de securitate, barman, brutar, bucătar, asistent medical generalist, cameriste, cofetar, croitori, dulgheri, tâmplari, parchetari, lucrători în comerț, electricieni, faianțari, fierari betoniști, infirmiere, lăcătuși mecanici, lucrători gestionari, manipulant mărfuri, operator la mașini unelte cu comandă numerică, ospătari, chelner, vânzător în alimentație, patiser, șofer, spălător vehicule, tâmplar, zidari, rosari, tencuitori, zugravi. Și pentru șomeri cu studii superioare sunt locuri de muncă. 13 locuri au fost declarate vacante la JOFM. Cele mai multe ar fi pentru ingineri, construcții civile, inginer electromecanic, inginer mecanic, inginer prelucrător, prelucrări mecanice, psiholog. Oricum, noi lista cu locurile de muncă vacante o avem și pe site-ul instituției. Este actualizată în fiecare dimineață și, de asemenea, și la toate punctele de lucru din județ. Cei interesați de aceste posturi pot consulta întreaga ofertă pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj și pot cere informații suplimentare la ghișeele instituției.